Bună dimineața, bine te-am găsit, Daniela Simulescu aici. Sper că ai trecut bine de ziua de ieri, când am avut luna plină însărcător în care eu cu Neptun, destul de haotică și confuză. Astăzi avem acea minunată conjuncție Marte-Chiron de care ți-am povestit în horoscopul săptămânal. Vezi acolo mai multe detalii despre aspect, acolo am făcut o întreagă poveste. Singurul lucru pe care pot să ți-l spun că ne-l arată această conjuncție Marte-Chiron în Berbec este că rușinea, o problemă personală nu este o rușine și că rușinea mai degrabă ascunde multă furie, multă suferință și că dacă o menținem și o creștem, nu o să ne aducă nimic bun în această viață. Bun, hai să trecem la fiecare dintre noi, te invit să te uiți și la zodie și la ascendent, să le mixezi și să le mapezi de fiecare dată pe ceea ce se întâmplă în viața ta. Începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec, Marte Chiron. În primul rând vreau să-ți atrag atenția asupra sănătății, dacă te știi cu probleme, dacă le-ai amânat, e cazul să nu mai amâni. Și în același timp vezi unde simți furia astăzi. Oriunde, că e în parc, că e pe canapea, că e la cumpărături, că e când te duci să-ți cumperi o cafea, vezi pe unde te ia furia și vezi ce e cu furia aia, că furia aia nu vine degeaba. Ba chiar o poți folosi într-un mod foarte inteligent. Trecem la Taur sau cei cu ascendentul în Taur. Trecutul fiecărui e plin de dureri. Plin de dureri. N-are cum să existe un om pe lumea aceasta să nu fi suferit la un moment dat. Dar trecutul nu te definește. Trecutul trebuie să fie trecut. El e purtat cu noi, e în valiza noastră de-a lungul vieții, dar ai grijă astăzi să nu-ți saboteze anumite șanse, anumite momente, doar pentru că în trecut s-a întâmplat ceva. Trecem la Gemeni sau cei cu ascendentul în Gemeni. Relația cu colegii, cu prietenii va fi una destul de complicată. Pasiv-agresiv, aș putea să spun, și s-ar putea să investești cu mai multă putere decât este cazul. Dă-ți seama că și prietenii sunt destul de pătați, destul de limitați și sunt și ei oameni care greșesc. Asta unul la mână și vezi ca tu, la rândul tău, să nu activezi ceva în ei ce să-i doară extraordinar de mult. Deci în rac sau cei cu ascendentul în rac. Cu cât veți încerca să investiți oameni importanți din viața voastră, să-i vedeți precum părinți, precum niște rude, cu atât veți greși mai mult. Și vă veți provoca multă furie și multă suferință, pentru că veți avea impresia că dacă șeful v-a zis nu știu ce, v-a respins exact cum ați fost respins în copilărie, poate de un părinte sau poate de un bunic. Oamenii ăștia nu sunt atât de importanți, sunt importanți că petreceți timp acolo și faceți niște bani cu care să trăiți, dar nu sunt rudele voastre. Trecem la Leu sau cei cu ascendentul în Leu. Știți, complexul de inferioritate poate să fie ascuns sub multe măști, dar el trebuie luat și muncit. Și trebuie să învățați să studiați, poate să fie o zi minunată, prin care să citiți o carte legată de dezvoltare personală, de psihologie. Dar nu cărțile alea care vă zic că totul e minunat, pozitivismul ăla exagerat, nu. Cărți care chiar să vă ajute, documentare, tutoriale, găsiți și un drum astăzi v-ar prinde de minune. Trecem la Fecioară sau cei cu ascendentul în Fecioară. Nu vă mai, cum să vă spun, voi nu sunteți. Valoarea voastră nu este dată de ce primiți de la ceilalți. Niciodată. Valoarea voastră este punct. Nu este ce am primit de la mama, ce am primit de la tata, ce primesc de la oameni, ce primesc de la partener. Sau valoarea mea nu este dată prin ceea ce au oamenii din jurul meu. Nu. Valoarea mea este dată de ce am eu în mine. Asta trebuie să învățați voi astăzi. Trecem la balanță sau cei cu ascendentul în balanță. Vă spuneam în horoscopul săptămânal, dacă ieșiți astăzi cu o persoană, dacă veți cunoaște o persoană, verificați-o până nu se mai poate. Știți cum? Detectiv să fiți. După care cei care sunt deja într-o relație, să știți că o conjuncție Marte-Chiron e foarte bună pentru a vindeca rănile relației. Dar înainte de asta trebuie discutat, trebuie vorbite, trebuie scoase la suprafață. Trecem la Scorpion sau cei cu ascendentul în Scorpion. Relațiile cu colegii sunt pot fi problematice și vă pot, știți cum, declanșa tot felul de stări, de la mânie, de la furie, de la frustrare, de la frică. Deci astăzi, efectiv, veți încerca să disimulați că vă pricepeți foarte bine, dar pe undeva vă supărați rău de tot și v-aș recomanda să nu vă duceți acasă și să-i supărați pe cei de acasă, că n-au nicio vină. Trecem la săcetător sau cei cu ascendentul săcetător. Grijă foarte mare la relațiile cu copiii. Nu e cazul să-i acuzați de tot felul de lucruri pe care nu le-au făcut ei săracii. Și v-aș mai recomanda vouă așa ceva, după luna plină de ieri, încercați să fiți puțin mai autonomi. Să nu mai așteptați să facă cutărică, ci să ziceți, măi, dacă nu poți să faci, nu, la modul, gândiți-vă, dacă nu poate să facă el asta, cum aș putea eu să fac? Dar nu exagerat, dar la modul, să aveți așa tot timpul o soluție de rezervă.
trecem la Capricorn sau cei cu ascendentul în Capricorn. Vorbim aici de ce se întâmplă prin casă. Vă spuneam în horoscopul săptămânal că această conjuncție Marte-Chiron chiar e bine să o folosiți în cazul în care, domnule, s-a strâns mucegaiul. E curent în zona asta, că tot vorbim noi de curent, că se aud animalele, nu pot să dorm noapte, ce-ar fi să mă mut, ce-ar fi să schimb geamurile, ce-ar fi să fac ceva să-mi fac viața mai frumoasă și să nu mai stau într-o suferință. Trecem la Vărsător sau cei cu ascendentul în Vărsător. Vă va fi foarte greu să auziți ce spun ceilalți despre voi astăzi, dar de asemenea și voi la rândul vostru o să aveți niște vorbe precum gloanțele. Astăzi v-aș recomanda să comunicați mai bine în scris. E conjuncția Marte-Chiron e foarte bună pentru scris. Să scoateți acolo tot ce v-a dorit vreodată în viața voastră. Trecem la Pești sau cei cu ascendentul în Pești. Nu vă aruncați la cheltuieli. Și nu vă aruncați la cheltuieli nici pentru ceilalți, gândindu-vă că, domne, nu mi arată că mă iubește, dar poate dacă îi dau bani sau dacă îi fac un cadou sau dacă fac asta, sigur mă va iubi. Nu o să vă iubească, o să rămâneți în aceeași stare. Doar că vreți voi să demonstrați ceva și nu e cazul. Să vă priască recomandările mele și să ne auzim cu bine mâine!